Domnul Iisus spunea ucericilor, citeți din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, atunci când e informat că va pleca la Tatăl și Filip a cerut, cum scrie în versetul 8, arată-ne pe Tatăl, Domnul le-a zis, citesc versetul 9, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan, în schimb, ucenicul, evident și ceilalți, dar de la Ioan avem scrierea, a înțeles aceasta și spunea el apoi în întia sa epistolă la capitolul 1, că prin Domnul Iisus Hristos au putut să vadă, să înțeleagă, să pipă dimensiunea divină, natura Tatălui, prin ceea ce S-a prezentat a fi fiul între ei. Iată ce scrie în 1 Ioan, capitolul 1, la versetul 1. Ce era de la început. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată. Și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și o vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Ucenicii au fost purtătorii inițiali ai mărturiei Domnului Iisus Hristos. Și Luca, de exemplu, care nu a fost printre cei 12, a obținut informații de la ei ca să le scrie și să fie valabile. Totuși, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este imposibil de înțeles și de prezentat în mod absolut. Pentru noi, ca oameni. Nimeni nu l-a văzut. Și ceea ce știm noi despre el, privește în prim plan atributele sale, felul în care se manifestă lucrarea sa de mântuire. Noi putem să cunoaștem multe despre Dumnezeu, dar totuși ne vor fi rezervate noi descoperiri după înviere, după răpire atunci vom putea să cunoaștem și să vedem, să avem contact, adică o relație mai directă, mai apropiată cu ființa sa. Iată ce spune Apostolul Pavel, unul care a avut harul să atingă culmi binecuvântate în cunoaștere, 1 Timotei 1 cu 17, a veșnicilor, veșniciilor. De exemplu, ce știm noi despre originea lui Dumnezeu? mai degrabă am spune că e și greșit spus originea celui ce este veșnic. A nemuritorului, a nevăzutului. Și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în veci vecilor. Amin. Deci, deși rămân părți ascunse cu ceea ce știm, putem să-l lăudăm. Și tot apostolul Pavel scria în Roman capitolul 11 de la versetul 33. O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Dar noi nu înțelegem suficient lucrările Lui, fiindcă nu-L înțelegem pe El. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Și concluzia aceeași. A lui să fie slava în veci. Amin. Însă din ceea ce se poate cunoaște, cum este Dumnezeu? Vom privi în această seară, în prima parte, la atributele naturale ale lui Dumnezeu. Și voi numera numai patru, le-am coagulat ca să nu avem o listă prea lungă, pentru că în aceste patru dimensiuni se cuprinde mult. Potrivit scripturilor, Dumnezeu este etern. Ce înseamnă asta? Că El durează din veșnicia trecută și va fi același pentru toată veșnicia viitoare ceea ce știm noi și avem la matematică un minus infinit și un plus infinit, l-ar descrie pe Dumnezeu din punct de vedere al eternității timpului, deși El este în afara timpului din moment ce este veșnic. El a făcut calcule și vrem pentru noi, pentru oameni și pentru planul său de mântuire. De-a lungul istoriei oamenii au înțeles eternitatea sa și voi citi pentru aceasta doar trei versete. Genesa 21, cu versetul 33, sunt cuvintele exprimate de oamenii din vremea Genesa, din generațiile de mult trecute. Avram a sedit un tamaris la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului Celui Veșnic. Avram deja l-a cunoscut pe Dumnezeu în dimensiunea aceasta. Așa și l-a imaginat. Moise, un alt om care a avut parte de descoperire dumnezeiască, scria, citesc din Psalmul 90, Versetul 2. Înainte ca să fi făcut munții și înainte să fi făcut pământul și lumea, deci înainte de Genesa, din veșnicie și dintr-o dată privești în spartea cealaltă, în veșnicie tu ești Dumnezeu. Și mai adaug o referință din Apocalipsa, capitolul 5, versetul 13, unde nu doar ni se dovedește că Dumnezeu va exista pentru toată veșnicia viitoare, dar că va fi și va rămâne ca Dumnezeu în toată puterea și autoritatea sa. Fără ca cineva să-i se poată împotrivi sau să ridice obiecții la aceasta după ce planul mântuirii se va încheia. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Un al doilea atribut al lui Dumnezeu, infinitatea. Dumnezeu este omniprezent. Deși universul acesta este fără limite citit de noi oamenii, el are în control întreg acest spațiu. Deși, atenție, prezența sa variază în intensitate de la un loc la altul. Pământul este așternutul picioarelor lui Dumnezeu, dar cerul este scaunul lui de domnie. Spunea David în Psalmul 39, citez, de la versetul 7, că El poate să fie peste tot? Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Iată cum exercite Dumnezeu controlul în univers, prin Spiritul Său. Unde voi fugi departe de fața ta? Cu alte cuvinte, unde mă voi putea poziționa ca ochii tăi să nu mă zărească? Dacă mă voi însui cer, ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua repede de și mă voi să locuiesc la marginea mării, oriunde pe tera, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întuneric cum mă va acoperi, se va face noapte lumina din prejurul meu. Deci fie zi, fie noapte, prezența lui Dumnezeu este aceeași. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Însă aceasta nu ne Înclină să acceptăm un panteism ca și cum l-am confundat pe Dumnezeu cu natura. Dacă Dumnezeu este prezent și în Templu și pe o stâncă, atunci cel care era la înălțimea capacului ispășirii poate fi prezent și în, într-un corp sau într-o ființă creată. Nu. Prezența lui Dumnezeu diferă în slavă și în exercitarea energiilor sale. Nu-i tot una să fii înaintea tronului Dumnezeu sau să fie undeva pe pământ? Nu la fel de egală era prezența lui Dumnezeu în cort, unde era slava și deasupra acel nor sau acel foc, sau undeva în Israel. Deși numele Domnului era chemat și este peste tot poporul său. De asemenea, alta este prezența lui Dumnezeu în cel credincios. Cine ar putea să spună, în locul acesta nu este Dumnezeu. Undeva, la kilometru cu tare. Da, dar dacă pe acolo, prin acel loc trece un credincios care nu are în el Duhul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu este mult mai activă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în acel om. De aceea deodată Deși Dumnezeu este peste tot, noi nu ne putem apropia de El în intimitatea Slavei Sale, în fața tronului Său. Dar să citim câteva referințe biblice care atestă aceste afirmații. Unul regi, capitolul 8, un cuvânt din rugăciunea Regelui Solomon, versetul 27. Dar va, ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerul celor nu pot să te cuprindă. Cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu, cu alte cuvinte, Doamne, eu nu te limitez la această clădire, dar prezența ta aici va fi distinctă, va fi mult mai pregnantă Față de alte locuri în Univers pe care totul, Doamnele, controlezi. Sau să citim ce spune Apostolul Pavel înțelepților din Atena, faptele Apostolului, capitolul 17. Știți că grecii aveau fel și fel de zeități pentru zona mărilor, pentru diferite îndelinicire ale oamenilor, pentru domenii ale culturii. Unul era zeul războiului, altul era al activităților economice și așa mai departe. Faptele Apostolilor, capitolul 17, la versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii și dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului și când le-a spus să se împrăște peste tot, le-a spus că rămân tot sub privirile sale. Le-a așezat anumite vrem și a pus anumite hotare locuinții lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească să-L găsească bășbâin, măcar că nu iese departe de fiecare din noi. Deci prezența sa spirituală poate fi iminentă pentru orice om. Iată cum descrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, prezența lui Dumnezeu în ființele noastre. Și de acest amănunt trebuie să ținem cont. 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Duhul lui Dumnezeu se plimbă de la creație pe deasupra apelor, survolează pământul, dar în noi are o locație specială. Să folosim o comparație ca și cum armata unei țări stăpânește și deține controlul pe întreg teritoriul țării. Nu există soldați peste tot și nici funcționarea statului dintr-un 2-metri în 2-metri. Există garnizoane, există locuri de control, sedii de conducere. Dar ei stăpânesc tot teritoriul. Și cum oamenii acum dispun de camere, de exemplu, de luat vederi sau de sateliți care observă totul, pentru tot Dumnezeu este și mai simplu. Eu nici nu știu exact cât are de acoperire are un înger. Evident, și aceștia sunt în funcție de gradul lor de capacitare. Dar ceea ce ne este clar, conform Scripturilor, este că Dumnezeu este infinit în sensul că el controlează, ca și prezență, întreg Universul. Și pentru a evidenția mai puternic diferența de, de prezență a sa, vă citesc două imagini contrastante: 2 Tesalonicini, capitolul 1, versetul 9, unde ni se spune că atunci când Domnul va veni, cei răi ce vor fi pedepsiți, vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Deci aceștia nu vor avea harul să vadă vreodată fața Domnului. Dar, în Apocalips, capitolul 14, scrie exact despre aceștia, care nu au harul să vadă fața Domnului, nici slava Lui, sunt alungați Apocalipsi 14 ,10. Unii vinovați vor bea din vinul mâniei lui Dumnezeu tornat neamestecat în paharul mâniei lui. Și vor fi chinuiți în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Deci chiar și în iazul de foc, ei toți sunt înaintea lui Dumnezeu. Dar nu sunt acceptați la fața lui Dumnezeu. Adică și acolo Dumnezeu stăpânește, dar ei se află în extremitatea cea mai neplăcută a Universului, am spune, neavând dreptul să guste prezența lui Dumnezeu. Să ne bucurăm că în acest cosmos imens, prin Duhul Dumnezeu, ține legătura cu noi. Deși are în control și demonii și stăpânește peste tot slăvit să fie El. Amin. Un al treilea atribut al naturii divine, omnipotența. Peste tot în Scriptură avem de-a face cu un Dumnezeu atot puternic. Greu de înțeles pentru noi. Dar Dumnezeu a întrebat uneori, este ceva greu pentru Domnul? E mică credința noastră și uneori ne îndoim că ar putea să facă niște lucruri foarte mărunte. Hai să ne gândim la tot puternicia lui Dumnezeu dovedită în creație. Este un punct foarte puternic care nu poate fi negat și de care încearcă oamenii de astăzi care nu vor să-l asculte, să-l nege. Cred orice. Deși este subrejenie foarte mare în explicațiile științei pe nedrept numite astfel vorba Apostolului Pavel. Apoi, Puterea lui Dumnezeu se vede foarte clar în controlul care îl are peste îngeri. Ce ar face satan și cu îngerii răzvrătiți dacă Dumnezeu n-ar exercita un control absolut? Dacă noi n-am fi păziți. Dar în universul acesta totul se execută prin puterea lui Dumnezeu. Și nimeni n-ar putea să, să miște. Exemplu, sistemul comunist a încercat un control absolut, încearcă, știu eu, alte sisteme totalitare, nu pot, le scapă ceva. Dar pentru Dumnezeu, aceasta ține de natura lui. De asemenea, puterea lui se vede foarte clar, se va vedea, credem asta, în înviere, în nașterea din nou în vremea noastră, în restaurarea tuturor lucrurilor. În puterea Evangheliei. Asta e puterea lui Dumnezeu. Pentru că altfel un om n-ar putea să se schimbe din o natură viciată, să devină un sfânt. Cum întreba apostolul vis-a-vis -vis de nelămurile unora, cum viază morții? Prin puterea lui Dumnezeu. Acea putere de control, de transformare a tuturor lucrurilor. Vă să rețineți, puterea Lui este limitată doar de lucruri contrare naturii și voii Lui. Aici Dumnezeu are limitare, dar e binevenit. Dumnezeu nu poate face ceva ce este împotriva naturii Lui. De exemplu, spune Scriptura că El nu-i spitește pe nimeni. El nu poate face un lucru rău. De asemenea, nu poate face nimic ceea ce fi împotriva planului Său. Deși, ca și putere, poate face orice. Cum de exemplu un tată. Duc acum în extremis explicația. N-ar putea să-și lovească copilul? Să-l facă handicapat? Ba da. Are puterea fizică. Dar ca și tată, cum să facă ceva împotriva naturii sale părântești? Haideți să citim doar câteva versete despre atotputernicia lui Dumnezeu 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, sunt cuvinte care o afirmă, dar de explicat v-am dat câteva referințe care o dovedesc din plin. Aici este o făgăduință pentru noi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi, fi și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. Cu alte cuvinte, este un stăpân care vine și prea niște sclavi și le făgăduiește. Eu vă spun, am autoritate. Am putere suficientă să vă eliberez, să vă înfiez, să vă fac moștenitori. Eu mă ocup de asta. Sau ceea ce scrie în Cartea Apocalipsei, capitolul 1. În vremea Apocalipsei se va dovedi din plin puterea lui Dumnezeu, într-un mod foarte evident. 1 cu 8, eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul, adică încep când vreau, termin când îmi place. Zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel tot puternic. Pentru că poate totul și din nou se merită să spunem slăvit să fie El. Al cunoaște pe Dumnezeu. Asta înseamnă să știi cum este Dumnezeu. Cunoscându-L, ai siguranță. Dar în același timp te și obligă să-l asculți, să fii responsabil de ceea ce faci. Și în al patrulea rând, să privim la omniștiența lui Dumnezeu. Iarăși ceva greu de înțeles pentru noi. El știe tot. Atât cele reale, adică cele ce există, cât și cele posibile. Dumnezeu știe și ce facem noi, ce urmează să se întâmple, ce este posibil să se întâmple, nu doar ceea ce este acum. Evident că aici intră și memoria absolută a lui Dumnezeu. Retroactiv, Dumnezeu nu uită nimic decât ceea ce ține de planul său, ca să acopere greșelile și păcatele oamenilor. Dumnezeu știe tot ceea ce este în cosmos. Imaginați-vă un pilot a unui avion care are tot înregistrat ce se întâmplă în atmosferă, controlul cu stațiile de la sol, dacă apare vreo defecțiune, dacă este vreo altă perturbare. Dumnezeu ar fi sesizat prin această funcție a sa, să o numim așa, de vreo dereglare în cosmos. Dacă vreo planetă, vreun meteorit sau știu orice alt corp ceresc, s-ar modifica Dumnezeu știe ceea ce plănuiesc oamenii, ceea ce au de gând îngerii. Toate, toate le știe. Știe ce este în interiorul ființilor, cunoaște trecut, prezent și viitor. O evidență absolută. Vedeți, această cunoaștere a lui Dumnezeu este determinantă pentru un om. Cum poți să te rogi fără să îi spui lui Dumnezeu cu sinceritate ce ai făcut? Nu știe? Nu poți să te gândești la ceva ce, dacă ar fi Dumnezeu de față, ai vrea să schimbi ideea, când, de fapt, El știe ce gândești. Noi ne-am raportat cu totul diferit față de niște oameni, dacă am fi conștienți că ei ne urmăresc, ne ascultă convorbirea, ne văd. Iată, revenind la psalmul 119 cum își imagina David, omnisciența lui Dumnezeu, versetul 16. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Adică pentru Dumnezeu nu era greu să-și spună în orice clipă, uite așa va fi copilul David, așa va arăta adolescentul sau bătrânul David. Putea să-i facă poza oricând, deși el încă nu era. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care au rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Datorită omniștienței lui Dumnezeu unic, cunoaște absolute. Apoi, Salmul 147, versetul 4. El socotește numărul stelelor. Oamenii nu le pot număra. Și le dă nume la toate. Au un rost. Le cunoaște. Îndeaproape. Știe totul. Sau, întrebarea lui Ieremia, de fapt a Domnului prin cele scrise de Ieremia, capitolul 23 versetul 23 și 24 Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe. Aici avem infinitatea sa, omniprezența sa. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul întreabă pe oameni, nu sunteți conștienți că am capacitatea aceasta? Cum stăteau frații lui Iosif în fața lui și le-a zis, nu știți că un om ca mine poate să ghicească. Și noi stăm în fața lui Dumnezeu și poate să ne spună, voi nu știți cu cine aveți de face? În ideea aceasta, citesc și ce scrie în Evrei, capitolul 4, versetul 13. Nici o făptură, om îngeri sau heruvim, ce ori mai fi prin cosmos și nu le știm existența sau forma, trăirea. nicio o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Și cartea Apocalipsii vede în fața lui Dumnezeu șapte lămpi, șapte ochi care se zizează absolut totul. Doamne, Știm că ne cunoști. Știm că ne vezi atât de bine aici, când suntem la adunare, ce gândim, ce facem pe noi și pe toți cei din jurul nostru. Gândindu-ne la aceste patru atribute doar care le-am pomenit, haideți să ne amintim și le scrise în carte Estera. Erau doi evrei credincioși, Estera, Mardoheu, un împărat ciudat și un haman demonizat, aș spune. S-au derulat evenimentele, cum știți, cu porunca trimisă în tot imperiu, cu planul, cu numărătoarea invers. Și apoi când răzvrătirea acelui om și hotărârea lui de moarte pentru Mardoheu a devenit iminentă, Dumnezeu care știa tot, controla, nu l-a lăsat pe împărat să doarmă, a acționat, pregătise totul dinainte. De deci Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere. Noi poate când avem o anumită lucrare mai complexă de făcut, mai rămân lucruri la care nu ne-am gândit și noi ca oameni biruința vine prin număr de sfeașnic. Unul zice una, altul alta, fiecare răspunde de un domeniu. Dumnezeu le controlează pe toate și n are nevoie la o adică să fie ajutat. El are îngerii sub ordinea sa, dar capacitatea sa absolută îi permite să stăpânească totul și să controleze absolut totul îndeaproape. Așa că atunci când se termină adunarea, putem pleca liniștiți acasă, că suntem sub ochii unuia care ne este tată, ea tot puternic, le știe pe toate și asta trebuie să ne dea liniștea și pacea necesară. Amin? Amin. Să privim acum în a doua parte la doar trei, așa le-am coagulat, atribute morale ale lui Dumnezeu. Acestea sunt comunicabile, adică sunt poruncite și omului. Cum este El, ne cere să fim și noi. E bine să ne dezvoltăm și noi în cunoaștere, dar nu o să ajungem niciodată să cunoaștem totul. N-am eu un braț să-l întind nici măcar până acasă, să îngrijesc de copiii care sunt acolo. Asta numai Dumnezeu poate. Dar ceea ce discutăm acum, asta îmi cere și mie, și oricui, un atribut fundamental al Dumnezeu este iubirea binefăcătoare. Oamenii cunosc diverse forme ale iubirii. Știți că în greacă ele sunt delimitate prin cuvinte, expresii restrânse. Eros, iubirea care face apel la, la poftele cărnii. Storge, iubirea care se leagă între un soț și o soție, ca familie, sau fileu, acea relație de prietenie. Dar Dumnezeu este agape și când ne poruncește să iubim, ne cere să fim și noi cu o iubire agape, adică o iubire binefăcătoare care se bazează pe o voință binevoitoare. Deci nu mă determină împrejurările să iubesc și eu vreau să iubesc, acesta este Dumnezeu. El nu este motivat din exterior să iubească, de aceea, când pune Duhului în noi, avem resurse de iubire. Dragostea este o roadă a Duhului. Dumnezeu, ca și capacitate de la sine, ofertant a iubirii, nu este sfătuit de alții, nici împins ca să iubească. Ce îl iubește din natura sa. Iată un exemplu al iubirii sale în raport cu ființele create. Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 16 și 17. Pentru că altfel nici nu l-am înțelege pe Dumnezeu, de ce îi lasă pe oameni să trăiască. Și încă unii trăiesc mult. Mă în o într o trei vreo 80 de ani alții în vechime de sigur și mai mult. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că drept vorbi nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine. Asta este iubirea, atitudinea binevoitoare. V-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și pe deasupra, sau dreptul rezultantă și v umplut inimile de bucurie. Deci pentru Dumnezeu nu e o plăcere să se necăcească oamenii. Chiar oamenii răi din lumea asta, în dragostea sa iubitoare, vrea să-i vadă fericiți, împliniți. Cum poate înțelegem noi în parte când ca și părinți, chiar pentru un copil care nu-ți răspunde cu dragoste cum s-ar cuveni, ești gata să te jerfești încă. O altă față importantă a iubirii lui Dumnezeu este acea răbdare și reținere de la rău, pentru că dragostea este îndelung răbdătoare și nu se mâni. Ce bine că nu suntem noi în locul lui Dumnezeu. Am face, poate uneori numai, cum au vrut să facă Ioan și Iacob. Doamne, poruncim să vină foc din cer? Bine că nu ne-a pus Dumnezeu nouă trăsnetele în mână. Că poate le-am fi epuizat Iată ce spune Scriptura despre răbdarea lui Dumnezeu. 1 Petru 3 cu 12. Dar asta ține tot de iubire. Vorbim despre vremurile când oamenii treau cu sutele de ani, care fusese răzvrătite o dinioară, când îndelungă răbdarea al Dumnezeu era în așteptare. Sau tot din Petru, citesc din capitolul 3, a doua Petru, Vestul noi se vede foarte bine iubirea lui Dumnezeu. Domnul nu întârzie împlinirea în făgăduinței lui cu un credun, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară. Și toți să vină la pocăință. Doamne, ajută tuturor. Sau versul 15. Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire. Mântuirea este scopul suprem al dragostei lui Dumnezeu. El a intenționat, a activat mântuirea, fiind determinat doar de iubirea sa. Și culminează dragostea, deci rețineți, am spus pe scurt, dragostea face bine, are răbdare față de rău și apoi nu îndă cu iubire și cu iertare. Iertarea este o dovadă foarte puternică a dragostei lui Dumnezeu, acea milă mântuitoare. Scrie aici în apropiere Iacov 5, versetul 11, partea a doua, Domnul este plin de milă și de îndurare. Sau efeseni 2, o descriere foarte frumoasă motivelor ce le-a avut Dumnezeu ca să mântuiască. Sau aceea ce a ceea ce l-a determinat să o facă. efeseni 2 cu 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, spun pe scurt, a decis să ne mântuiască. Asta e natura lui Dumnezeu. Chiar și în privința dragostei, noi nu putem să-L cunoaștem unde ajuns. Ne mirăm uneori cât îl îngăduie pe un om și în final îl mântuiește. Și noi care suntem cu etica și cu justiția dar ar trebui să facă Dumnezeu altfel. Da, dar. dragostea are regulile ei și Dumnezeu acesta este natura lui. Iona este un exemplu de om care a știut cum e Dumnezeu, dar n-a fost gata să-l accepte. N-a fost de acord cu felul de a fi al lui Dumnezeu. Țineți cont, noi studiem acum despre cunoașterea Dumnezeu și uneori poate nu suntem de acord cu felul cum lucrează Dumnezeu în casa noastră sau în jur. Ăsta e El. Tu să-ți dai seama cum gândește Dumnezeu și să-L înțelegi, că altfel faci nervi ca Iona. Și vrei să mor tu, că nu moare altul. Așa este Dumnezeu și nu poate fi altfel. Este scris aici în Iona la capitolul 4, de la versetul 2. Iona s-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acesta e Dumnezeu și nu poate fi altfel. Să ne ajute Domnul să fim și noi așa. Asta e poruncită și pentru noi. Și Dumnezeu a avut un experiment pentru Iona. Dă o dovadă aceea cu planta. Vezi? ți pare rău? Mi se nu-mi pare rău? E creația mea, Iona. Asta e felul meu de a fi. Hai, gândește și tu ca mine. Privim la un alt atribut moral, sfințenia. Aceasta înseamnă absența răului și prezența activă a binelui. Dumnezeu sub nicio formă nu poate suporta păcatul, nu-l poate accepta natura lui. Puțin spus că face alergie la asta, ci se împotrivește în toată dimensiunea ei în fața răului. Dumnezeu le-a spus pe tot parcursul vechiului testament evreilor, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vedeți, n-a doar să știți că eu sunt sfânt, dar voi puteți fi după caz, nu? Așa sunt eu și trebuie să deveniți și voi. Să nu admiteți în viața voastră nicio formă de păcat. Și când mă gândesc în vremea noastră că oamenii negociază asta, este păcat sau nu este păcat? A fi păcat sau nu fi păcat, ține de natura lui Dumnezeu. Vreau asta nu poate fi interpretată de oameni. Numai că nu-L cunosc oamenii, dar care îl cunosc își dau seama, ăsta e Dumnezeu și nu poate fi altfel. De aceea, Iosua, la finalul vieții sale, ca unul care a fost de față la darea legii, a văzut evenimente cu Dumnezeu, a luat măsuri față de păcat. Ca unul care îl cunoștea pe Dumnezeu, a zis cartea sa, capitolul 24, citesc versetul 19, Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci El este un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu gelos, El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Deci Dumnezeu nu poate fi convins să treacă cu vederea niciun păcat, decât dacă trece prin filiera ispășirii. Sau cu atât mai mult n-ar putea fi lămurit, în ghilimele spus Dumnezeu, să tăinuiască sau să admită, să tolereze vreo formă de vinovăție. Sau am putea lua aici ca referință Roman, capitolul 1, versetul 8, și al Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei încinstiri, oricărei înlejuiri. Deci, din oficiu, face reacție. Dumnezeu se sizează prin omnipotența sau omniștiența sa, tot ce este în univers și imediat ia o atitudine în fața păcatului. Adau și alte versete, Cartea Profetului Isaia, capitolul 40, versetul 25, unde Dumnezeu vorbește despre cosmos, dar strecoară aici ideea de sfințenie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El? Când îi întreabă despre idolii lor, despre stările oamenilor, zice Cel Sfânt. Și Isaia a fost foarte conștient că a avut o viziune în fața tronului Dumnezeu când cei din cer strigau: Sfânt, 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 este Domnul. Și nimeni ar putea să fie altfel? Mă adaug din profeții mici ceea ce scrie în Habacuc, la capitolul 1, versetul 12. Și 13. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale, Tu stânca mea l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Pedepse? cauzate de păcat. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Și nu pot să privești nelejuirea. De aceea, cunoscându-L pe Dumnezeu așa, Habacuc întreau mai departe... Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci? Când cer o mănâncă pe cel mai neprihănit decât el. Îl știa pe Dumnezeu cum este. De aceea a putut să vorbească în felul acesta. Și un ultim atribut moral, imobilitatea, adică statornicia sau credincioșia lui Dumnezeu. Și acesta ne este cerut și nouă. Dumnezeu este consecvent făgăduințelor sale, este credincios cuvântului dat. Ce a zis, împlinește. Ce a promis, nu uită. El nu se schimbă. Noi putem intra în legământ cu Dumnezeu pentru că peste nu știu câte miliarde de ani, în veșnicia viitoare, El va fi același. Cu oricâtă vreme ar putea gândi mintea noastră în urmă, El a fost același. El nu poate să fie altfel. Iată mai multe referințe din scriptură pentru a vedea consecvența cu sine însuși, cu mărturia adevărului, dreptatea, legea sa față de creaturile sale. El este corect cu el însuși, corect cu toate ființele. Maleahi, capitolul 3, versetul 6. Știți că peste ani evreii au fost cum au fost, dar Dumnezeu a încheiat un legământ cu ei, nu i-a abandonat. Pe ce motiv? Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea, oamenii foarte schimbători și nestatornici sunt respinși de Dumnezeu. De aceea, voi copiii lui Israel n-ați fost nimiciți, că Dumnezeu rămâne consecvent. Alte referințe, trecem în Noul Testament, Evrei, capitolul 6, versetul 18. Și aici mă gândesc atât la planul mântuirii, și a zis Dumnezeu că vine și că instalează împărăția, se face. Dar și cine a promis în plan particular, Dumnezeu nu se schimbă. O vorbă, dacă ți-a spus, vine și împlinește. Toată istoria este dovadă că ceea ce Dumnezeu a zis, a făgăduit. I-a zis lui Avram, peste 400 și ceva de ani, aducem înapoi aici pe evrei, așa a fost. Tot ce zice, face. E credincios. Evrei 6 cu 18. Și 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduințe, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba, ce? Făgăduințele lui Dumnezeu și jurămintele lui. Ce a făgăduit, așa rămâne. De aceea e plină scriptura de amin. Așa să fie, că Dumnezeu este martorul credincios, el este amin, care făgăduiește și împlinește. Și, care, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Am auzit pe unii care au avut anumite mesaje, poate nu le-au interpretat corect, poate n-au îndeplinit cauzele. Și ajung în ispita să întrebe, dar nu mai face Dumnezeu ce a zis, El nu poate să mintă. Și în toate acestea, în această calitate a lui Dumnezeu, să găsim o puternică în bărbătare noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne-a pus înainte, pe care o avem ca o ancoră a Sufletului, o nădejde tare și neclintită. A Sufletului care pătrunde dincolo de perdeaua din unul templului unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în viață după rânduiala lui Melchisedec. Aici este baza credinței. Altfel, ce suport ar fi credința noastră? De aceea, lucrurile crezute pe baza cuvântului dat de Dumnezeu sunt mai puternice decât lucruri reale care se văd, fiindcă astea se pot schimba pe când Dumnezeu este imoabil, nu se schimbă, nu minte, nu-și Ia cuvântul înapoi, dar repet, ne cere și nouă, psalmul 15, știți, da? El nu și-a vorba înapoi. Dacă dă ceva, promite un cuvânt într-un fel sau altul, sau citim Iacov 1 cu 17. Oricine se dă bun și orice dar de săvârșite se dă sus pogrânsul de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Asta ar fi ceva de genul, nu mai mă schimb, dar așa mi-ar veni să mă schimb. Adică sunt ispitit să fac altfel, dar acum dacă am semnat, dacă am zis, hai să fie. Nu, Dumnezeu nu are asemenea provocări lăuntrice. Rămâne credincios la ceea ce a spus Iată ce spunea Pavel și în 2 Timotei, capitolul 2, îndemnându-ne să fim și noi la fel de statornici și de credincioși. Ce frumos când închei un de căsătorie cu cineva să rămâi același. Vedeți de ce Dumnezeu urăște, de exemplu, despărțirea în căsătorie? Fiindcă El e neschimbător. Și când te vede că e sucit, nu-i nu poți fi drag. El ne cere să fim și noi cum este El. 2 Timotei, 2 cu 13. Dacă suntem necredincioși, totuși rămâne credincios. Căci nu se poate tăgădui singuri. este în imposibilitatea de a se modifica în funcție de alte gânduri ulterioare. Aici aș face o paranteză, poate a spune cineva, Dumnezeu și-a modificat atitudinea și hotărârea față de cei din Ninive, da. Fiindcă asta a funcționat pe baza dragostei sale. Dar în principiu rămâne același, păcătuiești, te așteaptă moartea, te pocăiești, este viață. Deci acestor principii, el rămâne fidel. Că nouă ni se întâmplă în mod diferit, asta nu înseamnă că e schimbare în Dumnezeu, ci că felul de a fi al lui Dumnezeu se aplică diferit față de starea mea, bună sau rea. Dar Dumnezeu este același lui. Nu-i pare rău de darurile date sau de chemarea făcut. Nici dacă omul nu ar fi credincios, așa cum am citit aici. Adau și cele scrise în Tit, capitolul 1, de la versetul 1. Pavel, roba lui Dumnezeu, apostolul Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu. Și ce bază avem în asta? De Dumnezeu care nu poate să mintă. Slavă Domnului! Să fim încredințați că -și Dumnezeu va judeca totul după dreptate, pentru că este imoabil, judecățile sale se vor arăta, un par de apă nu va rămâne nerăsplătit, o faptă ascunsă nu va fi să nu fie dată la ideală. El este corect în toate. Iată cum se va zice, citesc din Apocalips 15, în ziua aceea când oamenii își vor da seama că avem de-a face cu un Dumnezeu care se va dovedi statornic, în mântuire, în judecat, în toate. Apocalipsa 15 de la versetul 3, Biruitorii, fiarei, cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu și cântarea mie lui și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeu tot atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, că și numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Adică nimeni nu -avea, avea un cuvânt și să-L prindă pe Dumnezeu, spun, ai, stai, Doamne, că altfel o fost vorba. Nu! Dumnezeu este sfânt și drept. Binecuvântat să fie numele în veci. Amin. Să recapitulăm, să ținem minte, da? Deci, am discutat, multe s-ar putea spune, dar doar așa pe scurt, atributele naturii lui Dumnezeu, adică răspunzând întrebării, cum este El? Este etern. Apoi, este infinit. Este omnipotent și omniscient. Ce concluzie se desprinde din aceste atribute? Că Dumnezeu este un suveran absolut care are un plan complet. El este un conducător minunat este ființa care a creat cosmosul și îl domină prin puterea sa, prin voința sa, prin capacitatea sa. Iată cum exprimă Psalmul 135, această dimensiune a lui Dumnezeu. Vorbind despre cum este el, 135 cu 6. Domnul face tot ce vrea în ceruri. Și când zicem ceruri, o să nu ne gândim că e numai de aici cât până la Aradul Nou. Ce înseamnă asta? În ceruri și pe pământ. În mări și în toate adâncurile. Face tot ce vrea. Ia lui cosmosul. Îl stăpânește în mod desăvârșit. Stăpânește istoria aceasta, ființele din el, după cum vă citesc din Efeseni, capitolul 1, versetele 11 și 12, și cu aceasta vă provoc să gândim mai mult la Dumnezeu. Uneori ne mirăm de capacitatea unui om și au zis, băi, s-a privatizat și uite câte firme are, sau ce om cu politic, cu capacități de a stăpâni masele de oameni sau știu eu ce altă personalitate. Aștia toți sunt ca praful de pe cumpăna fântânii. Dar scrie aici, în el am fost făcuți și moștenitori firânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia, care face toate după sfatul voi sale. Nu cere de la nimeni consiliere, nici aprobări, rezoluții. Însă noi am fost făcuți, creați, destinați să slujim de laudă slavii sale, noi care mai dinainte am nădăștuit în Hristos. Sau cum scrie în Apocalips 4, capitolul 11, și dacă oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu au găsit cuvinte să-L aprecieze, să-L recunoască, haideți să o facem și noi. Și să avem momente peste zi sau în discuțiile cu oameni și rugăciunile noastre unde să pomenim mărirea lui Dumnezeu. Asta ne va ajuta în viața noastră de credință ne dă un aer de siguranță, o mulțumire, suntem copiii unui asemenea Dumnezeu. Apocalips 4,11 Vrednic ești, Doamne, spuneau cei din cer, din fața sa, și Dumnezeu nu o să primești slava, cinstea și puterea, că și tu ai făcut toate lucrurile. Și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute în Dumnezeu care stă pe tron și stă bine. În al doilea rând am vorbit despre atributele sale morale, cum este Dumnezeu, cum e sufletul lui, ce îi place, ce nu-i place, cum gândește. Dumnezeu este dragoste. E binevoitor față de ființele create, le îngăduie, vrea să le mântuiască. Dar în același timp Dumnezeu este sfânt și nu se poate negocia asta. De asemenea, El este statornic, imobil. și așa ne învață și pe noi. Pentru că în veșnicii când vom fi cu El și ca El, vom fi toți sfinți acolo, îngeri sfinți, oameni sfinți. Se va statornici ceva pentru toată veșnicia, nu mai vor apărea modificări, vom fi ca El, nu se va mai răzvrăti nimeni acolo și va fi o atmosferă de dragoste. Ceva ce greu ne putem imagina. Adică atributele sale morale descriu felul în care Dumnezeu a decis să mântuiască lumea. Asta l-a motivat dar totodată descriu și capacitatea sa de a mântui lumea. El ne mântuiește în dragoste, cum ne mântuiește în sfințenie? De asemenea, cum? Fiind statornic în tot ceea ce a spus. Asta este lucrarea sa și modalitatea sa de mântuire. Iată ce scrie în ideea aceasta în, Apocalipsa, în Isaia, capitolul 40. 10. Citeți de la versetul 10. Ca să avem siguranță chiar vis-a-vis -vis de acel mesaj care a fost când ne apropiem de cartea Apocalipsei. Da, este iminentă această vreme zguduitoare cum n-a mai fost. Însă Dumnezeu va controla Apocalipsa tot așa de ușor cum controlează un răsărit de soare sau o ploaie în zona noastră. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în braț, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Și apoi lansează alte întrebări. Cine a făcut pământul? Cine a cercetat Duhul Domnului? Cine a luminat cu sfaturile lui? Nimeni. Se descurcă singur, pe noi ne acceptă așa din iubire, sau tot Isaia, capitolul 48, de la versetul 11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, zice Dumnezeu. Asta e motivația Lui. Cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea? Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israel pe care le am chemat, eu, eu sunt cel din tâi și tot, eu sunt și cel de pe urmă. Mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile. Cum le-am chemat, sau și înfățișat în dată. Aici suntem. Și tot din Isaia, capitolul 66, care este comparativ cu Cartea Apocalipsie, știți și Scriptura are 66 de capitole și Cartea lui Isaia, ultima carte din Biblie se ocupă de final și restaurarea lucrurilor, Isaia 66 de asemenea, de un cer nou, de un pământ nou, scrie aici la începutul capitolului, așa vorbește Domnul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așterutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa. Și ca să nu ne pară Dumnezeu prea departe și prea imens, parcă dintr-o dată se apropie de noi, zice Domnul, iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Doamne, am vrea să fim printre aceștia care să ne apropiem la picioarele tale și să știm înaintea cui stăm. Se spune că în viacurile primare, oamenii când intrau în templu, cineva îi întreba la ușă, știți unde intrați? Adică în locașul din închinare, știți în fața cui veți sta? Eu aș vrea să gândim mai mult decât atât. Oriunde am fi acasă, sau în orice locație de pe pământ, știm a cui e Universul, știm ce planuri are ale, și dacă îl cunoaștem, ne vom uita în sus, ne vom ruga cu pasiune, vom citi Scripturile și vom asculta cu drag și vom aștepta ca Dumnezeu în stăpânirea sa și în puterea sa de mântuire să aștepte în părăția viitoare pentru care ne rugăm în Tatăl nostru și El o va aduce, slăvit să fie în veci. Amin.